Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media. Vă mulțumim pentru că ați dat acceptul să participați la această conferință de presă. Am decis să fac această conferință pentru că practic nu mai am altă ieșire din situație și decât să mă adresez publicului și opiniei publice, comunității, pentru că se întâmplă un abuz, se întâmplă o încercare de intimidare a unei persoane care încearcă să spună lucrurilor pe nume și să oprească anumite ilegalități. Alături de mine este doamna Oxana Ișanu, avocatul meu, care va vorbi despre partea legală a așa zisei investigații, închete de serviciu pe care a dispus-o primarul Ion Ceban asupra mea, prin crearea unui grup de lucru despre care am anunțat ieri, după care eu voi explica care este motivul real al acestor lucruri care se întâmplă ultimele zile. Bună ziua, am fost invitată la această conferință de către clientul meu. Aș dori să aducem publicului și o altă opinie legală vis-a-vis de acțiunile și persecutările la care este supus clientul meu. Deci, la data de 17 iunie 2021 a fost instituită printr-o dispoziție o comisie care anchetează lipsa clientului meu de la serviciu. Precizăm că odată cu înmânarea acestei dispoziții, clientul meu a recepționat și o notă informativă a doamnei Ina Babin, care de altfel este șeful Direcției Resurse Umane, prin care dumneiei a anexat un act de constatare acestei comisii, care atrag atenție, a fost instituită, doar un singur act de instituire a fost înmânat pe 17 iunie. Actul de constatare este datat cu data de 31 mai 2021. Deci ei de-abia au fost constituiți, dar de acum au constatat la 31 mai. Suntem în prezența unor falsuri, unor fictivități în această anchetă de serviciu. De ce, în acest sens, am sesizat și Procuratura Republicii Moldova pentru a investiga aceste acțiuni acestor colaboratori. Mai mult ca atât, doamna Ina Babin a recepționat de la clientul meu certificatul concediului medical, care atesta faptul că acest concediu anual de odihnă urma a fi transferat pentru altă dată și în acest sens, prin intermediul sunt și martori și discuții telefonice, a fost informată și transmisă cererea cu acea perioadă, inclusiv 31 mai, în care clientul meu se afla de fapt în concediu anual de odihnă. Mai mult ca atât, doamna intenționat nu i-a comunicat că această cerere nu a fost înregistrată clientul meu. În momentul când clientul meu a revenit la serviciu, el a fost chiar și pe data de 7-8 iunie, dumnealui nu i s-a comunicat, inclusiv așa zisul act datat cu data de 31 mai, dar doar în momentul în care a insistat o întrevedere cu domnul primar, deoarece am luat act de cunoștință și cu mesajele, acestuia care a confirmat că este dispus să discute la data de 17 iunie 2020 această situație cu clientul meu. Noi, în schimb, clientul nu a primit discuția promisă, dar a fost invitat și înmânat aceste acte care am sesizat inclusiv și printr-o cerere prealabilă prin care am solicitat să fie inițiată anchetă de servicii pe doamna Ina Babin, cum a instituit această anchetă dumneai cu date false, cu date anterioare. La fel, am solicitat să fie atrași la răspundere acei trei persoane care au constatat actul de constatare datat 31 mai 2021, care de altfel măcar nici nu s-au prezentat în biroul clientului meu pentru a constata lipsa sau prezența acestuia, deoarece în birou se aflau consilierii dumnealor și au depus explicațiile de rigoare că nu s-a prezentat măcar unul din acești membri sau măcar s-a telefonat clientul meu
pentru a-l întreba, este o absență motivată, nemotivată sau în genere poate este la serviciu, dar este cu o altă delegat. Pentru a clarifica acele circumstanțe care au stat la baza acestei anchete, urma să fie una petrecută conform legislației în vigoare. Însă, luând act de cunoștință de aceste circumstanțe care mi le-a adus la cunoștință clientul meu, afirm cu toată certitudinea că sunt ilegalități grave, sunt fictivități, sunt niște acțiuni care au ca scop de a-l hărțui pe clientul meu, a-l discredita și discrimina. În acest sens, am sesizat chiar și Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalităților, care sperăm că în scurt timp se va expune cu o decizie în acest sens, anume în privința acestor acțiuni care le sunt manifestate în adresa clientului meu. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Eșanu. Am așa un mare sentiment de rușine, să vă spun sincer, pentru că lucrurile care se întâmplă acum față de mine nu fac față deloc primăriei municipiului Chișinău ca și instituție, funcționarilor care sunt implicați în aceste procese și, în genere, imaginii primăriei. De asta, da, ceea ce se întâmplă este un abuz vădit, toată lumea asta înțelege, inclusiv membrii acelui grup de lucru, însă probabil există indicații pentru a realiza această procedură care trebuie să aibă, înțeleg eu ca și finalitate, demisia mea. Demisia ca demisia, dar vreau să aduc aici niște explicații, după părerea mea, de ce se întâmplă aceste lucruri și de ce se urmărește demiterea mea din funcție. Eu cred că acest lucru se întâmplă din cauza că, hai să zicem, ultimul an, mai bine zis, mai degrabă ultima jumătate de an, am început să simt o presiune tot mai mare pe partea de procedură de autorizare sau de semnare actelor permisive. Mi se aduceau la semnat foarte multe acte care reprezentau încălcări. Practic, fiecare al treilea dosar era întors înapoi în direcția arhitectură pentru că trebuie să explic cum se întâmplă lucrurile. Direcția Arhitectură primește cerere de la beneficiar, pregătește acest document, acolo sunt executori, prima semnătură o pune arhitectul șef în calitate de șef al direcției, după care actele vin la mine spre semnare. Ceea ce trebuie să examinez eu este dacă actele sunt de competența mea, de domeniul meu, dacă ele sunt întocmite corect, dar să intru în toate detaliile dosarelor, proceselor, pentru că, iată, ca să înțelegeți, un dosar arată cam așa și aici sunt zeci, sute de acte câteodată, în esența proiectelor, în esența detalii tehnice, mi-este foarte greu pentru că în fiecare zi eu am desemnat zeci de acte. Din acest motiv, eu sunt nevoit să am încredere în angajații direcției arhitectură, care pregătesc aceste acte și mi le dau la semnat. Având în vedere faptul că se întâmplă aceste lucruri, am sesizat nu odată primarul general de această situație. Am zis că eu, în calitate de viceprimar de ramură, sesizez că se întâmplă lucruri incorrecte acolo și nimeni n-are nici gând să înceteze tentativele astea de a împinge acte la semnat. Însă și am solicitat măsuri, am solicitat clarificări, însă măsuri nu au urmat. Din contră, au urmat un fel de reacție critică și negativă asupra mea, cum că aș fi întârziat anumite proiecte, cum că nu știu ce, nu mă pot înțelege cu funcționarii și așa mai departe. Cine cunoaște activitatea mea înainte de a veni la primărie, știe foarte bine că eu am criticat extrem de mult funcționarii din primărie pentru activitatea lor ineficientă și
care a dus la degradarea orașului de-a lungul anilor. Și eu din start am spus că nu am de gând să vin la primărie și să lucrez cu acești funcționari, așa cum lucrau ei până acum. Eu am zis că vreau să schimb lucrurile și să facem lucrurile altfel. Am zis că vrem să aducem oameni noi, că vrem să schimbăm pe cei care sunt corupți. Pentru că avem funcționari în primărie care aveau și 23 și mai multe dosare penale concomitent. Aceste lucruri nu s-au întâmplat, din păcate, iar toate tentativele mele de a face reorganizare și reforme au fost blocate, intenționat, de doamna director a Direcției Arhitectură, cu susținerea tacită și suportul primarului general. Pentru că de fiecare dată când eu spuneam că trebuie să nu sunt de acord cu anumite lucruri, dumneavoastră îmi răspundea că a fost coordonat cu primarul general. Am și mesaje în acest sens. De asta, faptul că eu am devenit incomod, probabil a dus la agravarea acestei situații și bănuiesc eu că a fost făcut intenționat această procedură legată de nesemnare cererii mele de concediu, pentru a crea un motiv ca eu să fiu demis din funcție. Am avut de-a lungul timpului foarte multe acte care au fost întoarse înapoi în Direcția Arhitectură, după care ele veneau perfectate, corect, însă actul inițial care a fost perfectat venea cu semnătura arhitectului șef ruptă în așa formă. Pentru că ei sunt obligați, dacă trebuie de corectat un act, ei trebuie să-l dea și pe cel inițial și pe cel corectat. Iată, cele inițiale veneau, iată așa, cu semnături rupte și sunt astfel de 10 de acte de genul ăsta, unde aici, în condițiile de construcție sau în condițiile de proiectare, se admit anumite încălcări. Și sunt semnate de doamna arhitect șef, care îmi dădea la semnat aceste lucruri. Faza cu situația cu hotelul național a fost probabil un fel de trăgaci care a demarat tot acest proces, pentru că am început să spun public lucrurile acestea și de asta a început toată această harababură cu intimidarea mea. De asemenea, în afară de acte permisive, mai sunt chiar și acum la mine pe masă o serie de proiecte, de planuri urbanistice zonale, de construcții, de planuri urbanistice zonale care presupun construcția a multe blocuri locative la Ciocana, la Botanică. Avem unul aprobat în 2018, pentru care avem certificat pentru proiectare deja, pentru vreo 15 blocuri în perimetrul zonelor Zelinski și Sarmisegetuza. Blocuri imense cu 10, 16, 17 etaje, care iarăși a fost pregătit certificatul de proiectare și mi s-a dat la semnat. Eu trebuie să-l semnez acum. Cine o să fie responsabil pentru aceste lucruri mai departe? Victor Chironda, pentru că el a semnat. Eu vreau din start să spun sau să se înțeleagă foarte clar că responsabilitatea în aceste lucruri nu ține de neapărat de cel care, de viceprimarul care semnează, dar de cei care întocmesc actele și este obligația lor legală să le întocmească corect, pentru că eu nu sunt nici anchetator și nici specialist în toate detaliile și toate domeniile ca să pot să verific zilnic 10 de acte permisive. Dar ca să revenim la procesul de intimidare, acest lucru nu s-a limitat doar la așa zisă anchetă de serviciu inițiată de primarul general. Ieri am anunțat că la mine în birou a fost domnul Valeriu Climenco, care m-a agresat verbal și m-a amenințat că voi face închisoare, nu știu pentru ce, și am întocmit și voi depune o plângere la procuratură pe acest fapt, pentru că domnul Climenco și-a permis acest lucru în mai multe rânduri și, să zic așa, tot acest scandal în jurul concediului meu nu are menirea decât să redirecționeze interesul și focusul opiniei publice. Pentru că, de fapt, nu este vorba despre concediul lui Victor Chironda, dar este vorba despre
emiterea autorizației de desființare pentru Hotelul Național, care a fost semnată și nu știu de ce încă nu a fost emisă. Sau dacă va fi emisă probabil azi sau zilele astea. Adică nu i s-a dat număr de înregistrare. Întrebarea mea este dacă totul a fost perfect legal, așa cum spune doamna Dogotaru, de ce nu a fost eliberată autorizația deodată după ce a fost semnată? De ce autorizația stă pe masa doamnei arhitect și nu este eliberată? Iar în cazul în care este eliberată, de ce primarul general nu a dispus suspendarea acestui proces, așa cum am solicitat eu, până la clarificarea situației? Dacă avea să fie totul bine și frumos și legal, așa cum spun ei, și Chironda avea să fie incompetent, atunci n-au de ce se teme. Ai semnat-o, ai emis-o, la revedere. Doar că nu este totul atât de legal și frumos cum se încearcă a povesti. Nu schimbă nimic faptul că eu sunt făcut și terfelit în tot felul și incompetent și altfel. Nu schimbă nimic acest lucru, faptul că se întâmplă un proces grav. Se emite o autorizație de demolare a unei clădiri, după care nu știm ce va fi construit acolo, nu știm cine va construi acolo, nu știm ce se va întâmpla cu transportul în zonă, cu alte lucruri. După mine este grav ceea ce se întâmplă și îmi pare foarte rău și fac încă o dată un apel către organele de resort, Procuratura Generală CNA, dar vreau să mă adresez și către instituții și alte persoane înalte din stat, către doamna președinte Maia Sandu, către primul ministru interimar, către ministrul interimar economiei, să se sesizeze și să mă ajute să stopăm această ilegalitate. Pentru că ulterior o să se facă toți că așa s-a primit și nimeni n-a văzut nimic. Eu am sesizat aceste lucruri și eu vreau să fiu auzit în acest sens. Pentru că eu am venit la primăria Chișinău să schimb lucrurile sau procedurile de tot ce înseamnă dezvoltarea urbană. Dar din păcate îmi pare că sunt unicul care vrea acest lucru în cadrul primăriei actuale. De asta rog suportul societății civile, a experților, a altor factori de decizie ca să mă ajute în aceste demersuri. Eu nu mă țin de fotoliu de viceprimar, eu nu m-am cerut în fotoliu acesta, eu am fost invitat și mi s-a promis că voi avea deplinătate de pârghii și acțiuni și putere ca să pot schimba lucrurile. După care toate aceste pârghii mi-au fost luate și am rămas cu o singură obligație, să le semnez lor acte permisive ilegale. Nu sunt de acord cu acest lucru, nu voi face acest lucru și puteți să-mi deschideți măcar și 20 de închete de serviciu. Eu cunosc că în scurt timp vor urma și alte turnări de zoi și mizerie în capul meu. Voi fi acuzat de vrute și nevrute, dar sunt gata să suport consecințele acestor lucruri, pentru că atunci când am venit la primărie, nu mi-am asumat să devin un funcționar corupt. Dacă nu se acceptă poziția mea, atunci să fie buni să explice de ce nu sunt comod și mi se încearcă a face astfel de lucruri. Astea fiind spuse, vă mulțumesc și sper foarte mult să fiu auzit. Vă mulțumesc mult. Dacă puteți să răspundeți, da. De ce ați ales anume acum să ieșiți în spațiu public și să vorbiți despre aceste ilegalități despre care spuneți că s-a întâmplat și anterior? Și vă întreb în contextul în care unele voci spuneau că fie că ați vrea un futur ferit de unui partid sau fie că ați înțeles programul scris de mine. Nu au spus unele voci, a spus-o doamna Dogotaru. Doamna Dogotaru probabil nu știe că listele nu mai pot fi modificate. Eu, dacă vreau să fiu pe liste de partid, de mult eram pe liste de partid. Eu am ales să vin la primărie să muncesc. Și nu să muncesc așa cum crede dumneai ei,
să desenez acte permisive, dar să muncesc și să schimb lucrurile cu adevărat. Iar de ce am ieșit anume acum? Pentru că acum, gata, deja nu mai puteam să nu ies, pentru că de fiecare dată până acum, când întorceam înapoi aceste acte, ele rămâneau acolo. Eu le opream. Însă acum, în cazul Hotelului Național, fiind eu în concediu, ei l-au semnat. Și erau în procedură să-l emită. Vedem că doamna de la Resurse Umane face un joc așa, nu tare onest. Pe 7 iunie, când am venit, eu am avut 2 săptămâni de concediu, însă una dintre ele practic am lucrat-o. Deci am avut 1 săptămână de reabilitare după COVID. Mă simțeam nu tare bine. Dar după asta am început să ies la lucru și am fost chiar și la o ședință vineri. Dar luni, când am venit pe 7 iunie la serviciu, am intrat la dumneavoastră și am înțeles că zic, cererea mea nu este semnată, ce să fac? Nu știu, primarul a zis că trebuie să vă vedeți, să discutați, nu știu ce. Zic, ok, primarul nu, că deja plecase în concediu, în deplasare. Dar atunci dumneavoastră nu mi-a spus despre faptul că pe 31 mai au inițiat au inițiat o comisie care nu înțeleg în bază la ce s-a inițiat, trebuie să existe o dispoziție a cuiva sau o decizie de inițiere a unei astfel de comisii. Nu mi s-a comunicat că dumneavoastră a scris notă informativă către primarul general și aici sunt 2 explicații. Ori a făcut acest lucru intenționat ca să mă podstave, cum s-ar spune, sau au falsificat aceste acte acum și le-au făcut cu data din urmă. Pentru că colegii mei din cabinet, consilierii, doamna din anticameră a spus că n-a fost nicio comisie, n-au văzut pe nimeni, nimeni n-a întrebat dacă sunt eu sau nu sunt pe loc. Nu am avut apeluri, nu am avut întrebări în această perioadă. Eu cred că este o situație de falsificare, de măsluire a acestor acte care... toate fiind puse împreună, vor da cumva motiv juridic să mi se semneze dispoziție de demisie. Care este relația dumneavoastră acum cu primarul și ceilalți? Păi vă spun, iată, asta este. Nu am avut de atunci, eu am așteptat ca la revenire primarul să mă cheme, să mă invite la el și să mă întrebe ce se întâmplă, de ce a ieșit în conferință de presă, de ce, de să ne clarificăm. N-am avut nicio discuție după asta, asta și-i problema. Adică eu sesizez o problemă gravă de dezvoltare urbană, sesizez un fapt că subalternii primarului general își permit să facă abuz în serviciu și falsuri în acte și dumnealui vine înapoi și îmi face închetă de serviciu că eu am fost cu COVID. Fără să avem nicio discuție, fără să avem nicio clarificare. Eu nu cred că asta este corect. Eu personal n-am nimic împotriva primarului Ion Ceban, dar nu cred că lucrurile care se întâmplă sunt corecte. Și pot să fiu eu acuzat de 100 de ori când am, nu știu ce acolo, cu parcurile n-am făcut, dar eu am viziunile mele despre cum trebuie să se dezvolte orașul și am anunțat primarul de foarte multe ori despre asta. Că lucrurile se fac corect, lucrurile se fac conform procedurilor, lucrurile se fac transparent, ca să nu ajungem în situații care se repetă zi de zi, iată, cum e Colbișoara sau cu alte proiecte care sunt făcute la repezeală, numai de atât că primarul a spus că trebuie repede. De asta probabil și se încearcă a mă compromite într-un față să mă fac incompetent, dar eu știu foarte bine dacă sunt competent sau nu în chestiunile de dezvoltare urbană, eu știu cum se întâmplă lucrurile și nu am de gând să urgentez anumite proceduri, doar de atâta că cuiva îi arde. Lucrurile se fac, noi suntem funcționari și demnitari publici. Noi am venit la primărie și am început a lucra pentru oraș. Cu respectarea tuturor procedurilor. Da, e complicat, e lung, e greu, dar asta e. Nu putem să transformăm primăria într-un SRL și să dăm bici în cai ca să ne grăbim unde? Adică de ce trebuie să depășim, să încălcăm procedurile ca să facem lucruri repede?
Eu mi-am asumat un mandat de 4 ani. Eu n-am avut în perioada asta necesitate să particip în campanie electorală, să mă pregătesc de ceva. Eu am venit să lucrez la primărie. Și eu eram gata să accept, am anunțat asta, eram gata să accept propunerea oricărui primar care câștiga alegerile. Pentru că eram disponibil să ajut. Și nu cred că putem să discutăm aici despre alte lucruri decât îndeplinirea funcțiunilor și atribuțiilor de serviciu. Asta e. Pentru ce ia lumea concediu? Eu am luat concediu, iată, eu chiar am luat dispoziția primarului din 30 aprilie, acordarea concediu de odihnă anuală, doar că este pe perioada 13-26. Da, și pe perioada 13, când trebuia să plec. Arătați fișanii acolo. Da, am arătat-o. Când trebuia să plec, testul mi-a arătat că sunt pozitiv. Și am amânat foaia de concediu, foaia de odihnă. După asta, imediat, deci când am închis foaia de odihnă, peste o zi am plecat. Transmițând prealabil închiderea foaiei de odihnă și doamna Babin a luat foaia de odihnă și a închis concediu, dar cererea nu a înregistrat-o. De ce să fac aceste lucruri, eu nu pot să explic. Mai precizăm că acest moment este confirmat și prin martori. Transmiterea cererii, iar în litigiile de muncă merg probele și inclusiv martorii, discuțiile telefonice, este și, deci în nota informativă a doamnei Ina, luând act de cunoștință, ei menționează că nici verbal nu a fost contactată de către clientul meu, negând acest lucru, pe când sunt apelurile telefonice. Dar haideți care altfel, care e problema concediului meu? Iată, ce s-a întâmplat, cu ce am afectat eu orașul, fiind la serviciu. Faptul că eu am stat în toți acești 2 ani, de la ora 8 până mai devreme de ora 6 niciodată n-am ieșit de la serviciu, 7, 8, 9, 10 și primarul știe foarte bine că el ne ținea în tot felul de ședințe, în tot felul de adunări și stăteam și munceam. Trebuia de venit sâmbătă, veneam sâmbătă, trebuia duminică, veneam duminică, trebuia de dus la pus copaci, ne ducem la pus copaci pentru că suntem echipă, pentru că trebuie să facem lucrurile așa împreună. Și niciodată n-am spus că ora mea de lucru se termină la ora 5, eu mă duc acasă. Cât timp puteam să plec de la serviciu, mai ajungeam acasă și încă mai lucram vreo 2 ore. Asta nu se consideră. Dar acum că eu am luat un concediu după boală și am plecat, gata, am făcut mare crimă în fața comunității. Eu vorbesc despre o problemă gravă, despre încălcarea documentației de urbanism, despre demolarea hotelului și eliberarea actelor ilegale, falsificare în acte și dumneavoastră îmi spune că eu n-am fost la serviciu ca să ce? Ca să se fie îndepărtat discuția despre ceea ce cu adevărat este important. Dar ce înseamnă eu am adus-o la funcție? Iată, ce înseamnă fără concurs? Domnul Ion Ceban, fiind... Da, eu am aranjat concursul. Uitați-vă. Asta este, apropo, foarte interesant cum ceea ce spune Ion Ceban se rezonează cu ceea ce spune Ion Cebanu. El fix asta a declarat zilele astea. Cumva am impresia că au aceeași poziție și știind interesele liberalilor în domeniul construcțiilor și asta cumva parcă rezonează lucrurile, nu știu cum. A fost organizat concurs. Din cei care au participat la concurs, eu am recomandat-o pe doamna Dogotaru pentru că eu știam că dumneavoastră este în societatea civilă, activat în guvernul Mai Sandu, este un om de profesionist din domeniu, s-a manifestat în multiple activități, scria pe blog despre killerii urbanistici, am avut multe discuții, m-a ajutat la elaborarea unui document de politici publice în acest domeniu, eram în relații ok, eu consideram că dumneavoastră ce nu se poate de avut încredere în oameni sau cum. Ea nu mi-e rudă, nu mi-e neam, nu mi-e mamă, nu mi-e tată. Este o persoană în care eu am avut încredere foarte mult timp.
Exact așa cum a avut încredere în primar, când mi-a propus să vin la primărie. Cu ce sunt eu de vină? Că doamna pe parcurs și-a schimbat opiniile și prioritățile. Care este? Domnul Ciobanu mai scrie din faptul că dumneavoastră ați fi permis să fie ridicat un bloc pe bulevardul Moscovii 20, un bloc de 9 nivele care pune în pericol siguranța altui bloc din preajmă. Dumneavoastră citați pe cine? Pe domnul Ciobanu scrie. Ion Ciobanu de la Partidul Liberal. Nu e vorba de asta, nu e ridicat un bloc. Acolo era o construcție în fața unui bloc, un agent economic avea un apartament la primul nivel, care l-a transformat, deci acolo era cândva o încăpere comercială, el a mai construit un nivel, problema este alta. Cei care erau împotriva acestei construcții erau vecinii care sunt colegii de partid a domnului Ciobanu, un domn de la... Și iată, este asta foarte des se întâmplă, când doi agenți economici sau doi vecini nu se pot înțelege între ei, ei vin la primărie și încearcă să folosească primăria ca o bâtă unul împotriva altuia. Acolo a fost și expertiză tehnică, au fost și ieșiri la fața locului, au fost și consilierii municipali, au fost și, am emis inițial când am crezut că este o problemă, o încălcare, am emis o dispoziție de sistare a lucrărilor. Groapa aceea a stat vreo 4 luni de zile acolo, destupată. Deja splângeau vecinii că le plouă în subsol. Ion Ciobanu, eu nu știu în ce măsură, în genere are dreptul să vorbească despre aceste lucruri, pentru că pe vremea când ei conduceau acest oraș, s-au făcut cele mai mari ilegalități și acest oraș s-a transformat într-un haos total. Și aceste practici, din păcate, nici de cum nu pot fi dezrădăcinate. Pentru că primăria care este acum este primăria formată și creată de ei. De Chertoacă, Grozavu și așa mai departe. Apropo de Grozavu, autorul proiectului de clădire în locul Hotelului Național sau de clădiri sau nu știu ce, este Victor Grozavu, că este fiul lui Nistor Grozavu, care este autorul celor mai controversate clădiri din oraș și construcții, inclusiv asta de aici, de la București Colț cu Părcălav. Construcții care au fost autorizate și pe care tot domnul Ciobanu o menționează foarte des, construcții care au fost autorizate de Nistor Grozavu, făcute, proiectate de Victor Grozavu și foarte bine mersi la acea etapă, nimeni nu a avut obiecții. Acum când Victor Chironda este viceprimar, Victor Chironda este responsabil de această construcție, care deja e la etajul 16. Eu ce să fac în această situație? Eu nu am venit să fac politică, ei sunt toți politicieni și ei știu a manipula cu faptele și cu asta. Eu n-am venit să fac politică, eu n-am venit să dau din mâini și să fac acuzații, eu am venit să lucrez. Faptul că nu toți vor să fie schimbate lucrurile, este altă situație. Păi ele la mine vin de la Direcția Arhitectură, semnate de șefa direcției. Încearcă cumva, nu știu, să vă oblige să le semnați, sau care ar fi? Păi nu să mă oblige, este atribuția mea de serviciu să semnez actele permisive. Și eu ori trebuie să le semnez, ori trebuie să le întorc înapoi la reexaminare. Și din cauza că ei au acolo mulți specialiști, inclusiv doamna mai contractează servicii juridice de la nu știu ce jurist privat, și împachetează aceste lucruri. Ați văzut poziția ei și ce a scris pe blog. Totul este conform legii, totul este juridic corect, totul este perfect legal. Și cu suportul inclusiv direcției juridice a primăriei Chișinău, ei împachetează aceste lucruri în legal, 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 până mă bat pe mine la cap, până eu le semnez. După care ele ies din primărie, societatea civilă, experții, încep a le descoase, a le lua la bani mărunți și găsesc neconformități. Și cine este vinovat? Victor Chironda. De asta eu și-am făcut apel la societatea civilă și acum lucrez la proiectul de dispoziție pentru crearea acestui Consiliu Consultativ de Dezvoltare Urbană. Am apelat la specialiști, am apelat la reprezentanții societății civile, la diferite organizații non-guvernamentale de profil. Voi solicita ca să fiu ajutat în verificarea prealabilă a acestor acte. Deci tot ce vine la mine la semnat, tot în ce eu consider că nu poate fi
nu este credibil, să fie verificat încă o dată de ei. Pentru că asta este unica măsură în care eu pot să mă asigur că nu voi semna acte ilegale. De asemenea, voi analiza posibilitatea depunerii și voi, adică voi pregăti o autosesizare, să zic așa, care voi depune la organele respective, ca să fie verificate toate actele permisive, nu toate, dar o parte din actele permisive care le-am semnat până acum. Să vedem dacă n-au fost și acolo încălcări. Pentru că bănuiesc că posibil au fost și autorizații sau certificate emise inclusiv cu semnătura mea, dar fără ca eu să cunosc că acolo sunt ilegalități. Domnul avocat, ați vorbit despre un denunț la procuratură, despre ce denunț este. Poate înțeleg că este inclusiv și despre domnul Climencu, dar mai este și ceva. Da. Domnul Climencu este denunțat separat, dar este denunțat însă și persoanele care au efectuat așa zisă anchetă de serviciu la data de 31 mai și au falsificat acele acte care le-au emis și le-au adus la cunoștință cu data de 17 iunie 2021. Inclusiv am făcut referire și la doamna Ina Babin și ceilalți membri ai comisiei care au semnat actele respective vor fi subiect de examinare distinctă de către organele competente. Dacă atât, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări și vă doresc o zi bună în continuare. Vă mulțumesc. Mulțumesc.